Curtea Constituțională referitoare la legea Big Brother, cum a fost denumită către presă și de către mai multe organizații neguvernamentale, cred că este necesară o dezbatere pe această temă cu toți factorii responsabili și interesați, și în primul rând cu societatea civilă. De ce spun acest lucru? Pentru că trebuie a fi identificate cele mai bune mijloace pentru a asigura o reală apărare cibernetică care, în același timp, să nu contravină și să nu aducă atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor. Avem nevoie de un cadru normativ în care interesele de securitate națională și drepturile cetățenilor să fie în egală măsură apărate. Din acest motiv, consider că doar o consultare reală, coordonată de specialiști în domeniu și ținând cont de experiența în materie altor state, poate să aducă identificarea unor soluții, dar și a unor garanții legale care să satisfacă exigențele constituționale.